Povestea unui nueu. Cel mai bun mod de a-l alunga pe diavol, dacă nu cedează la texte din scriptură, este să-l iei în zeflă mea și să-l ironizezi pentru că el nu suportă disprețul. Diavolul, spiritul mândru, nu suportă să râzi de el. Nu am nici cea mai mică intenție să explic cum mi-a căzut în mână corespondența pe care o prezint acum publicului. Există două greșeli egale și opuse pe care noi, rasa umană, le putem face în legătură cu dracii. Una este să nu credem în existența lor, cealaltă este să credem și să avem pentru ei un interes exagerat și bolnăvicios. În ce-i privește, ei sunt la fel de mulțumiți de ambele greșeli și aclamă cu aceeași încântare un materialist sau un vrăjitor. Stilul folosit în această carte poate fi foarte ușor de prins de oricine își dă seama de șmecherie. Dar cei răi intenționați sau exaltați, care ar putea să-i dea o întrebuințare greșită, nu-l vor învăța de la mine. Cititorii sunt sfătuiți să-și amintească că diavolul este un mincinos. Nu orice spune zgândărilă trebuie socotit adevărat, nici măcar din punctul lui de vedere. Eu nu am făcut nicio încercare de a identifica vreuna din ființele omenești menționate în scrisori. Dar cred că e foarte puțin probabil ca portretele, să zicem, ale părintelui Țepuș sau ale mamei pacientului să fie cu totul exacte. Există și în iad, ca și pe pământ, dorințe irealizabile. În concluzie, se cuvine să adaug că nu s-a făcut niciun efort de a rezolva cronologia scrisorilor. Scrisoarea numărul 17 să fi fost compusă înainte ca cearta să devină serioasă, dar în general, metoda diabolică de datare pare să nu aibă nicio legătură cu timpul terestru și eu nu am încercat să o reproduc. Istoria războiului european, exceptând situațiile în care se întâmplă să atenteze la condiția spirituală a unei ființe umane, nu prezintă evident niciun interes pentru zgândărilă. Magdalen College, iunie 5, 1941.